Bună tuturor! Numele meu este Iulia Mitroi, sunt tehnician de unghii, iar acesta este un nou episod din cadrul Beauty School by Cupio. Lecția de astăzi are ca tematică folosirea frezei electrice și va fi structurată în două părți, una teoretică și cealaltă practică. Promit să vă ofer foarte multe informații utile, așa că rămâneți alături de noi până la final, pentru că va merita. În plus, avem și surpriza săptămânală cu care v-am și obișnuit deja. Freza electrică are în componența sa două elemente importante. Unul dintre acestea este micromotorul, iar celălalt mandrina. Aceasta funcționează în două sensuri de rotație, forward și reverse, funcție care ne ajută în procesul de stilizare a cuticulei, întrucât vom folosi funcția forward de la mijloc către stânga și reverse de la mijloc către dreapta. Mandrina are o viteză de până la 30-35.000 de rotații pe minut, rotații care se pot ajusta în funcție de necesități. Pentru a folosi freza electrică, avem nevoie, bineînțeles, și de capete de freză. Acestea se împart în două mari categorii, capetele cu care îndepărtăm materialul vechi și capetele cu care prelucrăm cuticula. Ambele se clasifică în funcție de anumite criterii, și anume materialul din care sunt făcute, forma și abrazivitatea, dar să le luăm pe rând. Vom discuta, în primul rând, despre capetele extra dure, și anume cele pentru îndepărtarea materialului vechi. Astfel că, în funcție de materialul din care sunt făcute, există trei tipuri de capete de freză extra dure, cele din carbid, din titan și din ceramică. Toate îndeplinesc aceeași funcționalitate, deci pot fi folosite pentru îndepărtarea oricărui tip de material tehnic, iar ca și diferențe între ele ar fi acelea că bitul din ceramică degajă mai puțină căldură, deci ar fi recomandat să fie folosit pentru îndepărtarea ojei semipermanente, iar capătul din titan este mult mai rezistent în timp față de celelalte. Al doilea criteriu de clasificare al acestor capete este abrazivitatea. Ea ne este indicată de gulerașul de pe capătul de freză, care, după cum probabil știți deja, are diferite culori. Astfel că avem 5 tipuri de abrazivități, de la cel mai fin la cel mai dur, și vom folosi un capăt cu guleraș galben pentru îndepărtarea ojei semipermanente, guleraș roșu pentru oja semipermanentă sau pentru finisarea gelului în zona cuticulei, albastru pentru îndepărtarea gelului, verde pentru îndepărtarea acrigelului, iar negru nu se folosește în manicură. O altă clasificare se face în funcție de forma capetelor de freză, astfel că le veți găsi disponibile în numeroase variante, acestea sunt doar câteva dintre ele, și va rămâne la latitudinea voastră să le testați și să alegeți forma cu care vă place să lucrați cel mai mult. A doua mare categorie despre care vom vorbi astăzi sunt capetele de freză pe care le folosim pentru stilizarea cuticulei. Și acestea se clasifică în funcție de aceleași criterii, astfel că vom avea, în funcție de formă, patru mari tipuri de capete de freză: flacără, picătură, sferă și cilindru. A doua mare categorie de capete de freză despre care vom discuta astăzi sunt cele pe care le folosim în procesul de stilizare a cuticulei. Și acestea au abrazivități și forme diferite, astfel că vom avea de la cel mai fin la cel mai dur capet de freză. Dintre acestea, cel roșu este considerat universal în realizarea manicurii, cel galben este recomandat a fi folosit în stilizarea cuticulei sensibile, albastru și verde se pot folosi doar pe zona faldurilor, iar la fel ca și în cazul anterior, negru nu este folosit în manicură. Ca și formă, capetele de freză se împart în patru mari categorii, anume flacără, picătură, sferă și cilindru. Toate sunt capete diamantate și ne ajută astfel. Flacăra și picătura le folosim pentru a curăța, pentru a desprinde și chiar pentru a ridica zona cuticulei, în timp ce picătura și cilindru ne ajută pentru tăierea și finisarea acesteia. Înainte de a trece la partea practică, vreau să vă anunț de concursul săptămânal pe care îl avem pentru voi. Pentru a participa, trebuie să ne lăsați într-un comentariu răspunsul la întrebarea care dintre nuanțele din noua colecție Fall de la Cupio vă place cel mai mult, să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să porniți notificările și puteți câștiga astfel un produs surpriză. Câștigătoarea va fi anunțată peste o săptămână printr-un comentariu la acest video. Atenție însă, comentariile multiple nu vor fi validate. Mult succes tuturor! Mai departe, voi face o demonstrație practică de îndepărtarea materialului vechi folosind un capăt de freză extra dur, dar și o demonstrație de stilizare a cuticulei folosind capetele diamantate. Pentru îndepărtarea materialului, voi folosi un capăt de freză din carbid, de duritate galbenă,
cu care voi lucra pe un singur sens de rotație, și anume pe forward, cu turații de până la 30.000 de rotații pe minut. Voi începe să lucrez de pe peretele din stânga, folosind doar laterala frezei, și cu mișcări scurte voi îndepărta materialul până spre jumătatea unghiei. Odată ajunsă pe această zonă, mă voi muta cu presiunea frezei pe jumătatea bitului, urmând să îndepărtez astfel și materialul din zona respectivă. Odată ajunsă pe peretele din partea dreaptă, voi lua colțul pe diagonală folosindu-mă de burtica bitului, iar ulterior voi întoarce mâna clientei în această poziție și voi îndepărta de la vârf către cuticulă și materialul rămas pe peretele din partea dreaptă. Apexul îl voi îndepărta de la dreapta spre stânga, iar milimetrul de culoare ce îmi va mai rămâne îl voi lua prin șlefuire, mergând cu freza de la stânga spre dreapta. După ce am terminat de îndepărtat materialul vechi, schimbăm capătul de freză cu unul diamantat pentru a putea începe stilizarea cuticulei. Vom lucra pe două sensuri de rotație, pe forward și pe reverse, de la mijloc către stânga pe forward, de la mijloc către dreapta pe reverse. Ne imaginăm că împărțim degetul în două părți egale și vom lucra cu freza ușor înclinată de la mijloc către stânga, cu turații între 12 și 15.000 rotații pe minut, curățând prima oară de la mijlocul unghiei până în zona sinusului, până în momentul în care zona noastră devine perfect curată, pentru ca abia mai apoi să trecem pe a doua zonă de curățare, și anume din sinus și până unde se termină faldul lateral. Vom curăța astfel zona șanțului periunghial cu mișcări scurte, întrerupte, iar mai apoi vom trage în exterior cu burtica frezei celulele epidermice ale pielii și le vom tăia de sus în jos.
Aceasta a fost lecția de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați că mai urmează încă o lecție și anume design cu paiete. Între timp, vă sfătuiesc să vă abonați canalului de YouTube și să porniți notificările pentru a afla exact momentul în care va fi postată. Și puteți de asemenea să distribuiți acest videoclip dacă v-a fost de ajutor. Vă mulțumim că ați rămas cu noi până la final!